Astăzi, în acest episod, Dark Cell 2012 a trolat-o pe mama strictă cu hack la concursul de construit în Minecraft. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Haide, mamă, ce doamne iartă-mă, Dark Cell, mamă, m-ai adus aici. Vrei să jucăm concursul al tău de construit socire aici? Concursul de construit, Bill Battle, fiantele, vină, mami, hai, fetele primele, hai! Fetele primele, hai să vedem, păi da, du-te înainte, că tu ești fata, am înțeles, Dark Cell 2012 concursul de construit, mâncare, păi să putea altceva, mamă, dacă mâncare, mă, mai chema la concurs de construit sau la concurs de mâncat? Păi fiantele, mami, o să facem mâncare! Cum să facem mâncare, o mâncare de mâncat, nu să, păi adică, concurs de gătit, ce-i asta? Nu, mami, adică nu, mami, fiantele, o să construim ceva, un restaurant, ceva, o mâncare, un burger, un orice! Și aici ce scrie? Ia citește! Ce-i scris aici? Citește ce-i scris aici! Mama strictă și nebună! Stai! Și... așa! Și proastă! Mama strictă și nebună și proastă! Bine, dar să-l bine, mama! Bine! A, și dacă iau eu banii ăștia de aici, 100 de lei din partea asta, 100 de lei din partea asta și până acum... Mă, dar să-l mama! Nu, stai! Acum, bune, dar să-l... Ce să construim acum? Adică mâncare? Adică ce să construim? Ceva legat de mâncare sau ce? Da, și fie antene, mami! Ia că scuța! Ce mă asta? Ce-mi dai, mă, porcăria asta, mă, dar în serio? Asta, mami, uite asta! Și asta, mă, Și asta! Da, de vorbim, mă, lasă-mă cu porcările tale, am pe asta să vorbim și atât, gata, hai pa, du-te acolo la tine! Du-te la tine, sau care era partea mea, stai că partea mea e în partea dreaptă, hai! Bine, gata, hai că pun dacă e în fine, ok, deci mergem în partea asta. Bă, fraților, ce să spun, uitați-vă la copilul ăsta, deci m-a chemat pe mine, o cheamă-l pe Mike sau da, bă, mi se pare ceva numai, că până la urmă l-am dus la hide and seek acolo, la harta, dar bine, eu l-am trollat, asta ce el nu știe, că l-am trollat cu invizibilitate, cu chestia, adică practic îi vedeam pe unde se ducea el, că îmi dădeam practic ăla să văd exact prin pereți, să trec prin pereți, să văd toate lucrurile de genul, dar nu mai contează asta, acum, hai să vedem ce să construim, bă, fraților. A zis că vrea să fac ce... Cum adică mai mâncare? Bă, cred că m-aș gândi să fac un McDonald's, sincer. Un restaurant, ceva. Ai ceva, mamă, să nu s-a pără mie. A, n-ai zis ok. Bă, tu ce faci acolo, mănânci? Păi, n-ai zis concurs de costei, tu te... Mă, ce mă famă cu tine? Dar să... Spune, trebuie să construiesc sau ce trebuie să fac? Să nu construiesc degeaba, nu de alta. Eu vreau să mâncăm! Mă, dar însele, zi pe bune, de ce m-ai chemat aici? Ce faci? De ce m-ai chemat aici? Zi, de ce m-ai chemat aici? Dar însele, mamă! Mami, uite, ia morcov de galben și acum pâine! Bă, dar însele, bă, zi mă ce... Dar însele, mamă, facem concurs de construit, facem concurs de construit! Hai că deja, știi ceva, hai că mă apuc eu să fac un McDonald's aici, deja mă enervează copilul ăsta, fiul meu e foarte prost. Bă, dar cum să fac eu McDonald's? McDonald's, dacă nu înșel, hai să ne ducem la culori. Și uite, vreau să facem ceva cu concret și vreau să facem concret din acesta, să luăm toate astea și aici trebuie să facem logo. Vreau să facem, dar nu știu, prima oară vreau să fac un panou, dar panoul acesta cum să-l facem, mă, cu ăsta? Hai că-l facem cu ăsta, ceva de genul așa și vreau să ducem puțin mai așa, de fapt partea asta, nu știu de ce am făcut acolo pe jumate, că practic nu o să se vadă, dar am eu o idee, dacă mi iese bine, dacă nu mi iese iarăși bine, nu știu, sincer, adică pe bune și... Dar să-l mamă, nu ești amuzant să știi, dă-ți aia jos din cap. Păi, ce? Crezi că mă sperii tu pe mine, mă, pe bune copile? Tu chiar crezi că mă sperii pe mine? Hai, pleacă de aici, dar să-l mamă. Tu nu vezi că acum eu nici nu vorbesc pe căscuță și tu mă auzi, nu e clar că ești aici, dar să nu mă sperii cu chestia. Hai, fii atent. Ok, și mă apuc aici să construiesc. Bun, deci facem aici. Bă, nu mai știu cum mai facem asta. Hai că încerc să fac ceva de genul așa. Dar nu, prima oară să ne apucăm de M, să facem nouă. Și cred că facem M-ul ceva de genul fix așa în partea aceasta. Dar să-l mamă, mă auzi? Ce-i de gând acolo? Să construiești. Eu un restaurant. Restaurant? A, asta faci și dar însele. Da, cu mâncare, cu burger bănesc că faci, nu? Da. Cu burger, a? Da? Da. 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 Și da. Și ce e deschizătura asta aici jos de tot? Ce, ne jucăm Tom și Jerry și nu știu eu? Unde Tom și Jerry, mama? Unde? Nicăieri, dar se hai că lasă că pune-o înapoi, să punem aici. De fapt, hai că ne punem așa direct pe toate astea, bam, bam, bam. În fine, nu mai contează asta, mă, dar însele, mamă, să știi că eu să construi ceva mișto. Tu chiar n-ai idee ce să fac, dar să fie peste restaurantul 200% cu burgeri ai tăi de tot răhățelul. Bine, mamă, mulțumesc, adică chiar n-am mai auzit asta de la tine de foarte mult timp și chiar îți mulțumesc. Nu știu cum s-a făcut să fie așa, dar mamă, cât de mișto arată ăsta și nu știu dacă să fac
aici, da, pai că încerc totuși să fac, ia, să vedem totuși cum arată, dacă fac, a, da, okay, bine, okay, bine, așa, fix așa trebuie să fie bun, arată genial, chiar mi se pare că arată într-un fel foarte, foarte mișto, dacă mă întrebați pe mine, și da, ia să vedem, bam, 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 da, mă, da, e un chip aloul acesta, dar aș vrea să-i dau o formă puțin mai rotundă, trebuie să mai pun prin partea asta, dar pun-o cu roșu, da, hai că pun-o cu roșu, și încerc să-i dau forma asta, ceva de genul puțin așa mai rotundă, dar să vedem dacă e o formă ok. E ok, mă, așa să-i mai dau, cred că e mai... Ba, da, hai că e ok, cred că e ok așa. Acum, trebuie să mă apuc de partea asta și vreau să facem ceva de genul ca și cum e o intrare aici. Și trebuie să facem un fel de drumuleț, ceva de genul, zic. Eu că facem de două, nu-l facem de trei, că de trei pare puțin cam multicel, dacă mă întrebați pe mine. Facem intrarea asta, ceva de genul, ducem un drum așa, bam, 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 bam. Și ăsta este drumul și pe aici intrăm. Și aici să zicem ca și cum că ar fi intrarea. Și o punem ceva de genul așa, da, facem cu albul acesta. Și trebuie să facem aici, hai să facem un mini M, dacă putem face noi aici să reproducem un M. Hai că arată ok, dacă pui din partea asta, no, no, no. Cred că fix așa las, da, 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 așa las. Și aici punem așa, da, băi, e ok, mă, dacă fac asta cu roșu, să zicem, sau, aia, da, hai că arată ok, arată ok, arată ok. Dar în partea asta, parcă aș lăsa asta așa și vreau să duc ceva de genul din partea asta, să duc cu alb sau ceva de genul. Ia, ducem bum, 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 pa, așa frumos. Hai că ducem așa, ducem de până partea asta câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, hai că am dus 10. Mamă, și în partea asta nu pot să duc, dar nu e nicio problemă că aici ducem puțin mai puține, ceva de genul, și facem o formă de asta. Dar nici nu trebuie să-l fac 100% simetric, sincer, dacă stai bine să mă gândesc acum, pentru că vreau să fac o formă să fie ceva mai special, ceva ce n-a mai fost. Bă, ce, doamne, iertă, a explodat pe aici. Bă, mamă, mamă, mă auzi? Darsel. Ce? 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 A bubuit ceva la mine. Da, și la mine, mami. Creeper. Bă, ce, doamne, iertă, mă, se întâmplă, mă, că eu aduci tu aici să nu mai probleme, Darsele, mamă. Bă, nu, totuși probleme. Da, bine, mă, hai, lasă-mă în pace. Ok, bun, deci facem aici, trebuie să construim asta și... Aici mai dau o formă, aici să zicem ca și cum ar fi partea de bucătărie și dau forma asta să fie așa puțin mai în spate. Aici să fie practic bucătăria, de o vom vedea practic, o vom vedea noi practic din interior. Băi, eu zic că am dat o formă decentă, chiar e formă ok-uț, dacă mă întrebați pe mine. Bun, și în partea să zicem așa, bun, 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 aici trebuia să mai duc așa, cred, zic eu. De fapt, nu, hai să ducem fix așa, ar fi cel mai bine, nu știu, hai că, știi ceva, nu mai stau mult la discuții că sunt și răcit acum și e cam nașpa, sincer, aici să stau să vorbesc în continuu, că mi se duce vocea de tot și mai bine dacă să tușesc, să mi se ducă vocea și astea. Termin aici zona și asta și revenim când o să ne apucăm practic de partea următoare, că acum practic trebuie să facem aici frumos cu să ducem pereții ăștia, practic nu e nimic mai interesant, dar o să vedeți cum o să urmeze. Vreau să facem ceva chiar super tare, abia aștept să vedem cum o să iasă. Bun, m-am apucat acum să fac o parte de acoperiș, am eu formă la acoperiș, dacă vă uitați bine, momentan stați puțin, hai să terminăm asta aici, bun, o să vreau să ducem o formă, ceva de genul așa mai joasă, dar în partea asta vreau să fac de două d-astea să arate așa și după vreau să vin cu o zonă tot așa, ceva de genul, pentru că știu că parcă am văzut în realitate ceva, un aspect din acesta la niște magazine d-astea, parcă chiar la un McDonald's am văzut de treaba aceasta și mi se pare super interesantă ideea aceasta să facem așa și eu zic că are ieșit foarte, foarte bine, dar după aceea, cred că partea asta nu trebuie să lăsăm chiar așa full. Bine, oricum o să punem și niște geamuri, dacă stai bine să mă gândesc, hai că am luat aici și punem un geam fix așa aici, bam, 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 este un geam ok. O să mai punem, cred că și cu negru, cu mai multe culori, că așa alb să trastă, nu cred că dă să trastă bine, sincer, dar nu e tot. Vreau să fac și parcare, vreau să fac mai multe chestii, aș încerca să fac și un loc de joacă, dacă avem timp și loc și așa o idee bună de loc de joacă, dar hai să continuăm să trenăm, să vedem, să sperăm totuși că o să ne iasă foarte bine, așa cum mi-am imaginat eu că o să iasă practic acest acoperiș, pentru că am o idee mișto, dar să vedem dacă o pune și în aplicare. Bun, gata, am mai făcut eu aici, după cum puteți vedea, niște sulbișori așa, ceva de genul, să fie așa cu negru, să par, să nu fie chiar toată casa asta, practic, tot restaurantul acesta, să nu fie toți pereții full, full, full alb, am mai pus negru pe aici, aici este logo-ul la intrare, avem logo-ul acesta pe care îl vede lumea de la o poștă și aici intrăm foarte frumos, acesta este interiorul, am făcut aici, pe jos, podeaua
eu aceasta și mă gândeam să pun, dar cu ce culoare să pun pe jos? Hai să punem, mă gândeam să pun, oare cu din acesta, oare de bine sau... Hai să încercăm totul, sincer, pentru că n-am mai văzut ce-i drept. Fiți atenți, hai că încercăm așa și mai încercăm și cu galben. Și vedem că scrie acolo, dați like și subscribe, hai că știe și dar să să vorbească al meu, fiul meu. Mă, dar sere, mamă, ce tot scrie acolo? Ce a scris? Dați like și subscribe! Și așa, și așa se scrie? Da! Bine, bine, ok, dar să le să zic că eu sunt aici în restaurantul meu, mamă, fac podeaua și mai să fac interiorul și cred că cam atât. Mai fac ceva pe afară, dar nu-ți dau mai multe idei. Tu ce faci acolo? Eu aproape termin! A, ok, bine, dar să le hai că termin acolo și mă aștepți pe mine, da? Să nu vii la mine, rămâi la jumate dacă termin, da? Da! Bine, ok, hai să vedem, deci facem partea asta ceva de genul așa, bun. Nu știu dacă să fac, hai că fac, așa, îl fac pe diagonală mai bine, cred că arată mai interesant așa pe diagonal decât să fac un așa, un așa, un așa, un așa, dacă v-ați prins de idee, gen să fie un așa, un așa, un așa, un așa, cred că mai bine e pe diagonala aceasta, zic eu, parcă are o formă, adică nu știu, parcă inspiră altceva când e pe diagonală și faza e că nu fac chiar peste tot. Hai că le-am zis așa astea patru, eu zic arată genial dacă las doar așa astea patru, chiar arată super tare așa. Bun, ăsta este și hai că punem și aici să fie până în capăt de tot, dacă tot. Și acum trebuie să ne apucăm să vedem ce mai avem de făcut prin interior. Ei bine, am zis că partea aceasta este de bucătărie, așa că avem nevoie de niște slaburi din acestea. Și din partea aceasta vreau să facem ceva de genul fix așa să fie partea asta de bucătărie, asta să fie bucătăria. Hai că arată ok, bă, chiar îmi place ideea asta, mi se pare o idee super spertare. Partea asta punem la fir, pe aici practic intră oamenii angajați care sunt aici și intră aici în bucătărie. Aici trebuie să punem niște furnale, hai să punem niște cake-uri așa deasupra, că știu că cake-urile le putem pune pe deasupra, din păcate. Minecraft altceva, nu știu dacă putem să punem, sincer, punem aici 4 să fie, cake, bam, 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 punem aici acestea, eu zic arată perfect așa, ducem așa să avem un design super, super tare. Și cam da, cam atât, altceva pe aici, hai să mai punem niște chesturi în care să punem mâncare, practic, pentru că așa ar fi folositor, așa ar fi normal. Deci hai să le punem pe astea așa, bam, 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 bam. Ar trebui să mai punem și un crafting, ceva de genul. Hai să punem fix aici și fix aici, să zicem, bun. Aici o să punem, ce să punem? N-a venit păcate burger și astea aici, Minecraft normal. Trebuie să punem un carrot, ce să mai punem? Punem carrot, hai să dăm aici la mâncare, că aici avem practic, uitați, avem aici stick, frumos, avem de-asta, avem de-asta, ce mai avem? Avem de-asta, să mai punem și niște prăjituri, cum ar veni? Punem niște o felie de pepene, eu zic că ar prinde bine măr, că știu că există măr acolo, niște toaste și cam asta o să fie, sincer, le punem pe toate aici, nu mai punem în altă parte, cam asta o să fie. Acum, de ce tu s-a uite, pe mamă, și tu mi iertă, mă, s-aude, iar să spargă astea pe aici, la tine s-a spart ceva? Da! Păi, trebuie să avem grijă, hai să terminăm mai repede, dar să le mamă, tu mai ai mult acolo, că eu mai am foarte puțin, trebuie să terminăm să facem asta cât mai repede, bine? Folosește căscuța aia mai bine, mamă, că nu te-au... Aproape! Bine, bine, hai să vedem, deci ne ducem în partea asta, bun. Avem ăsta, bă, stai că mai era unul aici, stai puțin, what the fuck, am uitat să-l pun, ce, nu știu de ce. Bun, acum, trebuie să facem, hai să punem niște de-asta cu pressure plate, zic eu că ar da bine din acesta. Bun, punem așa, ca și cum să fie niște scaune aici, unde mai stă lumea. În partea asta punem 3, așa, 4, astea zic să fie, mai punem unele fix așa pe colțuri, să fie fix la colț, zic eu că ar da bine. Mai fac niște mese pe care o să le punem noi fix așa. În partea asta să fie de asta unde sunt mese direct aici și să fie 4 scaune, bam, 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 4, bun. Ce zice niște mese mai normale, să zicem, niște mese din acestea, unde să stea lumea practic aici frumos la masă, totul bine, totul frumos. Trebuie să punem mai multe mese, punem și în partea asta tot la fel cum am făcut acolo, deci cam astea sunt mesele pe care să le facem noi aici. Acum hai să ne apucăm să facem o mini parcare, luăm din nou concret, luăm din acesta și din acesta, trebuie să ducem aici o parcare, eu zic că ăsta este asfaltul din parcare, frumos, bam, hai că facem parcarea fix atât. Da, asta să fie partea de parcare, pentru că McDonald's ăsta nu este un McDonald's foarte mare unde să aibă o capacitate imensă, unde să vină foarte multe persoane. Și eu zic că este foarte bine așa. Chiar fac o treabă grozavă, chiar sunt mândră de ceea ce reușesc eu să construiesc aici, pentru că mi se pare un McDonald's chiar super ok. Și eu zic că ar merita. Nu știu, scrieți-mi voi dacă voi ați veni la McDonald's acesta. Uite, mi se pare super tare, adică să fără cum am gândit, uitați-vă, să se vadă fix așa. Mie îmi place așa foarte frumos. Dar se va mai terminat sau l-ai terminat? Ce scrie acolo? Mai puțin!
am zis că eu nu o să vin la tău. Nu o să vin la meu? Aaa, stai că am uitat căscuța pornită. Bine, la resere, mamă. Hai, lasă-mă, nu mai. Hai, ba, hai, tu mai ai sau nu mai ai? Că nu mai știu ce ai zis. Puțin. Bine, bine, hai, pa. Nu mă, ne plac bani. Ok, dar resere, iar bă, ăsta. Ok, bine că îl trolez și aici. Că uitați-vă că rămăsesem practic cu căscuța acolo pornită. Bine că n-am început să-l trolez și aici și l-am trolat doar atunci la Hidden Seek, dar ok, punem în partea asta, facem așa frumos parcarea, bam 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 bam. În partea asta, da, eram sigur că n-o să vină sutrasă exact, dar știi ceva? Hai că spargem aici, bun. Și asta este toată parcarea, zic eu. Zic că este o parcare super ok. Nu trebuia să facem ceva mai mult de atât. Și cam gata, să zic. Cred că asta este tot restaurant, nu mai am altceva de adăugat. Dar Sel, mamă, mă auzi? Hai mai repede, că eu nu mai pot dorăceala. Vreau să mă duc direct acasă în pat. Dar Sel, mamă, ce faci, mă auzi? Dar Sel, mamă, fii atent, eu sunt gata, mai pun aici niște geamuri, practic, și am cam terminat tot ce mai de făcut. Mai ceva de făcut? Sper că nu mai, că deja mai arăt cealaltă groaznic, mamă. Eu am terminat, hai că o să vin acum la jumătate. Tu mai ai ceva de făcut sau? Mami, stai, băi, hai că vin acum la jumătate. Hai că vin la mijloc, mamă, hai repede. Gata, mamă, hai că am venit. Hai, sunt aici la jumătate, te aștept pe tine, bine? Hai, ai terminat? Mai mult? Nu, puțin. Ah, bine, mamă, ok, mami, se pare că a făcut ceva asemănător ca mine. Adică, stai puțin, că a zis că face un restaurant. Mă gândesc cu burger. Eu zic că a făcut ceva cu burger. Ar putea să fie tot McDonald's sau KFC, dar McDonald's e mai renumit pe burger decât KFC-ul și... What? Ah, ok, bun, deci nu e 100% exact, dar culorile vedem că le-a făcut exacte. Apoi și uși din acestea. Mamă, e mai mare decât al meu ăsta lui. What? Mamă, Marcel, bă, mamă, ce se aude? Ce? A venit un guest la mine, ce caută ăsta din Nether? What? Nu știu. Gata, hai că vin la tine, că mi-e frică. Gata, hai că vin la tine să văd ce-ai făcut. Ia, ce e asta, mamă? Stai puțin, că am luat unul ăsta din greșeală. Stai că ți-am scos asta pe aici. Aaa, pe nici ai terminat, mamă, ce e asta? Bă, dar înseamnă, mamă, hai, lasă-l așa. Dar am o întrebare, ia vină puțin, vină afară. Nu mai construi, stai puțin. Am o întrebare. Mamă, dar înseamnă, ce, gen, așa am făcut și eu cu McDonald's aici la perete. Culorile cam și eu le-am folosit și am făcut și eu un dăst așa. Deci cum te-ai gândit tu la McDonald's și același culori de McDonald's? Cum adică, mami? Ia stai aici, stai acolo. Păi, cum adică, ce stai aici? Uite, ăsta este McDonald's pe care eu l-am făcut. Nu ți se pare, adică nu e 100% asemănător, că tu n-ai făcut nici parcare, n-ai făcut nici interiorul. Dar mă refer că ai făcut ideea într-un fel ca a mea. McDonald's, ai făcut semn din ăla, ai pus ăstea pe aici, ai pus ăstea pe aici, ai făcut multe chestii asemănătoare ca mine, mamă. Ia stai, ce? Ia stai acolo, stai acolo. Bine, mamă, hai, ce, doamne, iartă-mă, faci. Doamne, mi se pare... Da, mamă, dar nu mi se pare wow ăsta al tău, mă. Nu știu, gen, ce ai făcut tu aici? E foarte, foarte, gen... Oricum, gen, n-ai terminat, dar mi se pare că... Parcă, oarecum te-ai inspirat de la mine sau nu știu ce ai făcut, dar seamănă destul de mult. Mami! Mami! Acum vin! Unde? Bă! De ce le dă foc? Mamă! Dar înseamnă, mamă. Mami, unde ești, mami? Unde ești? Unde ești? Unde ești, mami? Mamă, dar înseamnă, ești nesimțit. Măcar nu te dăm de deai, mă, frate, omule. Măi, ești nesimțit, mă, mamă, dar înseamnă. Ce, mama? Ce-ai? Ai, că ești nesimțit. Nu e, mami! Ce ai? Unde ești? Nu e ce? Păi stai puțin cu, adică nu e. Păi tu ce crezi că s-a întâmplat? Păi ce-ai? Ce-ai? Ce crezi că s-a întâmplat, dar înseamnă? Ai, ești nesimțit, că eram aici, tu nu era aici. M-a dus acolo. Ce? Da, hai, lasă-mă, dar înseamnă. Măcar nu te dăm de deai, mă. Ce ai? Unde? N-am nimic, lasă-mă, că aia poate mă joc cu altcineva și îmi dă el note, că tu nu ești în stare să dai o notă. Dați-mi voi o notă. Ce puțin ca să dă, mami? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.